dimineața, sunt Narcisa Fița, urmăriți primele știri din această săptămână. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, s-a deplasat în data de 17 iunie pentru o vizită de teren în județul Vâlcea. Acesta a mers la mai multe locații din județ, principala țintă fiind holdingul Anabela și Liceul Agricol din Drăgășani. Joi 17 iunie anul curent, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a sosit în județul Vâlcea pentru a vizita holdingul Anabela și Liceul Agricol Drăgășani. Vă felicit și mulțumesc încă o dată șanse pe care o dați și felicit aici pe domnul secretar de stat că a avut inițiativa domnul Simion să vină cu o întreagă echipă din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru că am spus soluțiile reale la problemele actuale ale României le vom găsi doar în astfel de activități în partea privată a lucrurilor și soluțiile vin de la fermieri, de la procesatori, de la antreprenori. Proprietarul holdingului Anabela, Dan Constantin Mutu, a vorbit despre afacerile din industria Horeca, dar și despre felul în care au fost afectate acestea pe timp de pandemie. Pandemie, deci mai rețele, a fost o vânzare constantă, adică ne-a afectat foarte tare Horeca, pentru că, așa cum ați văzut, lucrăm foarte mult pentru Horeca. Fiind închisă, ne-a afectat. Sunt contracte foarte mari, Metro, Selgros, care erau, se adresau strict sectorului Horeca. Și vă dați seama, ne-a afectat destul de mult, adică la milioane de euro. Cifră de afaceri. Sunt foarte mulți oameni importanți care s-au format în licee agricole. Specialiști în agricultură sau în zone conexe în, care activează în economia românească. Sigur că și învățământul agricol, la fel ca învățământul în general, are niște nevoi și ca atare are și niște priorități. Iar deficitul forței de muncă responsabile și calificate se simte peste tot, dar parcă mai tare se simte în zona aceasta a agriculturii. Noi la frecventele întâlniri pe care le avem cu fermierii, principala problemă sau principalul factor limitativ care îl semnalează este exact acest deficit al forței de muncă. Și sigur, ne tot gândim și noi și toată lumea se gândește cum am putea să ca într-un termen foarte scurt, dar realist în același timp, să putem să refacem acest învățământ tehnic și profesional în agricultură. În opinia ministrului Agriculturii, singura modalitate realistă pentru dezvoltarea liceelor agricole și formarea tinerilor doritori să activeze în acest domeniu este învățământul dual, o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială. În dimineața zilei de 18 iunie, un bărbat a fost găsit mort în curtea blocului în care domicilia. Din primele date ar fi vorba de o sinucidere, iar polițiștii fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza acestei tragedii. Vineri 18 iunie, la orele dimineții, trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost găsit în curtea unui bloc din cartierul Ostroveni, din Râmnicu Vâlcea. În cursul nopții, acesta s-a aruncat în gol de la etajul 4 al blocului respectiv. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, locuia singur și ar fi avut necazuri care l-au determinat să recurgă la acest gest extrem. Un bărbat s-ar fi aruncat pe timpul nopții de la etajul 4. Din primele informații, bărbatul locuia singur, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele acestei tragedii. În urma constatărilor, polițiștii s-au deplasat la fața locului. Bărbatul avea 44 de ani, este din Râmnicu Vâlcea. Din primele date se pare că s-ar fi aruncat de la fereastra apartamentului în care locuia pe fondul unor probleme personale. Au fost demarate investigațiile, a fost înregistrat un dosar penal, urmează să se definitiveze cercetările sub supravegherea parchetului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul. La Biblioteca Județeană Antimi Vireanul din județul Vâlcea s-a desfășurat joi, 17 iunie, un eveniment de promovare al centrului Europe Direct Vâlcea, aflat la un nou mandat.
Moment important în viața comunității vâcene la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul. Joi 17 iunie a avut loc un eveniment de promovare al centrului Europe Direct Vâlcea, aflat la un nou mandat, 2021-2025. Menirea centrului este de a face Europa accesibilă oamenilor de la nivel local, dar și de a dezbate împreună cu ei informații despre Uniunea Europeană, politicile sale, priorități și viitor. Actualul mandat al centrului Europe Direct este de a asigura informarea obiectivă, oportună cu privire la chestiunile europene. A interacționa cu cetățenii referitor la starea și viitorul Uniunii Europene. Va implica publicul în evenimente de informare, comunicare, dialoguri off și online. Vom promova, ca de obicei, cetățenia europeană activă în școli. Un alt prilej de laudă pentru noi este acela că primul centru Europe Direct funcțional într-o bibliotecă publică din România este găzduit tot de Biblioteca Județeană Antimi Vireanu, începând cu anul 2008. De aceea, permiteți-mi să o felicit pe doamna director, pe doamna Constantinescu, pentru modul în care a reușit să facă un vis să devină realitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează matinalul Fii Antenă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plăcută. La revedere!